Ramanagaut. Elicalumena Semperman. Și voi, care v-ați adunat în jurul celui ce se cheamă Domnul. Așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Ilicalomer caladoșmen. Vremurile care urmează să vină pe întreg pământul sunt vremi pline de nenorociri. Dar am o făgăduință că pe cei ce sunt ai mei îi voi păzi. Norii negri, prahau de mers, care vor acoperi de la răsărit și de la apus, nu vor avea putere să umbrească locurile în care este chemat numele Aleluia. Meu, zice Domnul oștirilor. Zic al omeni de greu, eli paradoș menio, vine vremea când voi intra în staur și voi face alegerea între oi și între capre. Paragados menia, vine vremea și aproape în care voi face separarea duhovniceștilor de cei firești. Paramanagadosema. Dar am o făgăduință pentru voi care sunteți aici și pentru pruncii voștri. În seara aceasta spun din cer, nu vă temeți! Caragadoșmena! Voi mișca scaunile înalte! Germandoșmena! Se vor face schimbări în univers! Și se va ști că cuvântul din seara asta a fost trimis de Duhul Sfânt. Managados mena doșemen. Pentru că nebunia lumească să luptă, să luptă, nu să intre numai în Sione, ci în casele voastre. Opriți fără legea! Voi, preoți din corturile voastre! Elicalobera canaut! Cereți lumină! Și nu îngrămădiți în corturile voastre păcat! Și lăsați să intre neprihănire! Că numai unde va fi găsită neprihănirea, acolo va fi lăsată ocrotirea. Shalai got ribret ramanagado semen. Vai, 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 să audem curând de cei care au luat ușor cuvântul lui Dumnezeu. Vai, 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 se va striga curând de cei care unesc întunericul cu lumina. Canado șemen. Vai, 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 se va zice de cei care umblă și pe calea neprihănirii, dar privește și pe calea păcatului, zice Domnul. Astăzi vin între voi și primul lucru care îl face Duhul Sfânt îi să atingă mintea, duhul, ochii și buzele. Că în seara aceasta se vor face schimbări în multe suflete din locul ăsta. În seara asta, paracode manar,
Voi covori să ating pe cei ce au nevoie de atingere. În seara asta voi ridica poverile din pe inimile care plin la altar. Și în seara asta îmi voi deschide larg mâna spre cei greu încercați și le voi da biruință, zice Domnul. Manaidoș menagadosimen. De aceea strigă Duhul Sfânt, vestiți în casele voastre posturi și rugăciuni. Vestiți în casele voastre strângeri dese, plecați genunchii și chemați pe Domnul. Pentru că vremea care stă înaintea voastră este o vreme grea. Și vremea asta nu poate trece nimeni decât cei ce sunt încredințați în Domnul. Mahaud ebol caladoșemen. Voi lăsa semne din loc în loc. Și îmi voi arăta puterea prahaudemen de Dumnezeu suveran. Și acolo unde neprihănirea va fi găsită și va fi pusă la loc de cinste, acolo voi lăsa mari biruințe și binecuvântări. Dar acolo unde voi găsi zirmana hovrito semen, că omul care m-a cunoscut odată mi-a întors spatele și privește spre lucrurile viitoare, acolo va rămâne încercare. Astăzi este ziua. Cântărește bine, poporule, ziua de astăzi și hotărăște-te cu cine vrei să mergi înainte. Mahau de caladașman, de veți alege să mergeți cu Domnul. Domnul va fi ocrotirea voastră și Duhul Sfânt va fi biruința fiecăruia în parte, zice Domnul. Amin.